Bună seara! Astăzi e o ediție specială. Nu din cauza căldurii, m-am hotărât să fiu mai așa, mai sport. Și o să vă explic imediat de ce. O să vorbim despre autism. De ce m-am hotărât să fiu așa? Dom'le, cine o să hotărăște la un moment dat să fie terapeut, va trebui să înțeleagă că nu poate să fie tributar niciunui loc, niciunui spațiu, niciunei haine, niciunui echipament, niciunei stări. El trebuie să poată să facă terapie indiferent unde este, unde activează. Indiferent că e în vacanță, indiferent că e la strand, indiferent că e pe stradă, se poate întâmpla să ai un caz. Și atunci nu poți să te un pic, mă duc la cabinet, îmi iau palatul și mă îmbrac. Deci, eu acum vorbesc despre autism așa. La un moment dat, celor pe care îi învăț, am spus, băi, la cursurile mele va trebui să veniți într-o zi îmbrăcați de ștrand, într-o zi îmbrăcați de seară. Nu știu, n-am nicio putere, puteți să îmbrăcați și în ochii de amineață. Nu știu niciodată când și cum trebuie să ajungi pe cineva. Și atunci, trebuie să trecem un pic peste, știți, nu, hainele ne imprimă o anumită stare de confort, o anumită stare de bine. La un moment dat, țin minte că eram prin anul 3, cred, și se vedea de vorbă cu colegă de-a mea și mă întreba, cum vezi tu evoluția spirituală? Și eu zic, mai dacă o să putem să avem aceeași discuție amândoi, în fundul gol. Fără să avem cine știe ce, eu știu, reacții adverse. Bine, asta nu înseamnă că într-o zi o să vin și o să fac o emisiune în fundul gol, dar mi-ar place să cred că sunt în stare să fac o emisiune și în fundul gol și la fel de serios ca și în echipamentul ăsta. Despre autism. De ce fac această emisiune despre autism? Pentru că au început să-mi vină copii aduși de părinți, copii autiști. Haideți să vă explic mai întâi cum este cu autismul ăsta. Pentru că am auzit tot felul de gărgăuni. Asta e omulețul nostru. O să reprezint cele patru, cele trei, trei centri de putere ai omului, adică conștiința, sufletul și sinele. Problema la copiii care sunt autiști este că nu au nici conștiința, nici sufletul. Asta reprezentat de Îngerul Păzitor. Păzitor. Adică sunt mai slab de Îngeri. Și cantitatea și calitatea SN-ului este mică. Adică au o inteligență emoțională scăzută. Bun. Nici măcar asta nu este cu totul. Deci există foarte multe tipuri de autiști și putem să spunem că există autiști și pseudo autiști. Cum ne dăm seama de asta? Păi foarte simplu. Există copii care sunt declarați ca și autiști, deși au un blocaj mental aici, datorat părinților. De ce? Pentru că ceacrele superioarele copiilor sunt date de părinți. Deci dacă mama are o karmă grea, probleme, etc., poate să blocheze centrii superiori ai copilului și să apară ca un autist, dar în realitate nu este un autist. Cum îți dai seama? Faptul că are inteligența emoțională ok și are o vârstă astrală destul de mare și are o lumină interioară, să zicem, peste 40. Un autist veritabil are DH-ul, deci un autist veritabil are DH-ul, să zicem, mai mic de 20. Pentru că e înfrăț karmice grele. Da? Un pseudo-autist are DH-ul peste 20. Hai să zicem 10. De ce 10? Până la urmă și asta e ales arbitrar pentru că sunt foarte mulți parametri care se măsoară la autiști. Acum vreau să spun doar ce importanța are lumina interioară și vârsta astrală și părinții raportat la copiii care sunt autiști. Da? Deci, de multe ori copiii care se vindecă, mai vindecării la coroasele autiștilor, nu sunt autiști veritabili. Sunt pseudo-autiști care au probleme datorate părinților, părinții își rezolvă problemele și automat își rezolvă problemele și copiii. Un autist veritabil este un copil care are o plată karmică foarte grea, i s-a luat conștiința
Deci, conștiința însemnând înțelepciunea. Deci, el nu are înțelepciunea la nivel de sine. Deci, a greșit în așa hal relativ la divinitate, încât i s-a luat inteligența la nivel de sine. Și atunci, el este un fel de animăluț, mă rog, cu o conștiință un pic mai dezvoltată. Dar poate să fie chiar inferioară a unui câine. Da? De faptul că i s-a luat înțelepciunea. A greșit relativ la divinitate. De obicei, copiii autiști, autiștii veritabili, au o problemă legată de divinitate. Da? Ok? Nu vorbesc de cazurile în care sunt copiii care și-au ales o viață ca formă de plată karmică, în care li s-au luat înțelepciunea și nu au nici inteligența emoțională. Și care sunt, așa, pentru părinții lor. Da? Pentru că, de multe ori, nu este reprezentat numai problema copilului într-o familie. Și părinții au ceva de învățat. I-am fost întrebat, bine, și noi ce avem de învățat în relație cu copilul nostru? Păi ai răbdarea, iubirea necondiționată, tu trebuie să adică, ajungi să iubești copilul ăla care este, cum să spun, inferior unui animal de companie. Deci, din punct de vedere intelectual. Și atunci, e clar că ai și tu, ca părinte, o școală. Școala răbdării, școala toleranței. Pentru că tu, deci un copil care e autist, nu poate să se descurce singur. Și neputând să se descurce singur, automat trebuie ajutat de cineva. Eu am auzit tot felul de... Sunt tot felul acum de fundații care se ocupă de copii autiști. Să știți că e o formă de scurs bani. Pentru că programul ăsta de educație a autiștilor, neținând seama de existența sufletului, karmei, îngerilor păzitori, sunt niște abure. Adică, e o formă de scurs bani. Dar, inevitabil copiii ăștia cel mai bine să fie instituționalizați. Pentru că un om simplu, nu are cum să se ocupe de așa ceva. Și un autist veritabil, la un moment dat, poate să devină violent. Poate. Deci, nu întotdeauna, dar un autist veritabil este un posedat. Deci el nu are legătura cu divinitatea. Centrii lui sunt îndreptați către întuneric. Ținerea lui poate să fie undeva adânc în iadul. Deci e o întreagă poveste apropo de copiii pseudo-autiști. Da? Și autiști. Și atunci se fac multe verificări până să pui, băi, deci poți să fii chiar înșelat. Exemplu, poți să ai cazuri care merg bine. Am avut, de exemplu, la un moment dat, doi copii autiști. Eu le recomand foarte mult terapia de grup. Și aveam doi copii autiști. O fetiță a început să meargă bine și un băiat stagna. Dom'le, nu era un posedat. Deci, păi, în timpul terapiei, copilul ăsta venea și se urca la mine în brațe. Se urca la mine în brațe, se juca cu toate alea, mă rog, îmi mânca cu vrigii. Deci, el era cât se poate de ferm. Iubitor. Una dintre caracteristicile autiștilor veritabile este că ei nu pot să manifeste iubirea. Da? Ei nu au emoții. De ce? Pentru că au lipsă de seneu. Lipsă de inteligență emoțională. Or, copilul ăsta venea la mine, se lipea de mine, mă mângâia, și nu înțelegeam ce e cu el. Și la un moment dat mi-am venit în minte de la Angelul Păzitor să-i măsor vârsta astrală. Și avea vârsta astrală vreo 3 miliarde de ani. Să înseamnă că era un spirit inferior. Și după ce l-am luat așa și l-am căutat, am descoperit că, de fapt, era spiritul unui cimpanzeu care se întroia prima oară în om. Vă dați seama că a trebuit să-i spun mamei lui, Doamnă, nu pot să-ți iau nici bani, nici să pierd timpul cu el. Pentru că n-am ce să-i fac. Mie îmi place de el. Corect. Dar nu am ce să-i fac. Pentru că imaginați-vă că nu poți să faci dintr-un cimpanzeu om. Poate să zică biserica orice și într-o singură viață. N-ai ce să faci. Și atunci el era un spirit care în ultima viață fusese cimpanzeu și acum trecuse într-o viață de om. Și nu era capabil să adapteze vieții astea. Pentru că nu avea inteligența emoțională. Și mă îndoiesc. Mă rog, la nivelul de cunoaștere pe care l-am acumulat acum, că cineva poate să-l transforme în Einstein. Chiar dacă mi-era drag copilul ăla. N-ai ce să-i faci. Nici și mie mi-e drag și câinele meu, dar nu o să-l fac Einstein nici dacă sunt Iisus Hristos. Da? Eu sunt convins că Dumnezeu poate să facă din pietre fia lui Adam. Dar sunt convins că nu o să o facă. Pentru că nu ăsta e sensul evoluției spirituale și nu ăsta e sensul Universului ăsta. Bun. Cam asta e. Am eu niște întrebări. După aia facem și întrebările voastre. Ca
Care sunt cauzele apariției autismului? E clar că unul dintre motive sunt karmele. La pseudo-autism sunt plățile karmice de neam sau păcatele părinților. Iar la un autism veritabil sunt păcatele personale, deci karma personală. Da? De eu cele mai multe un autism veritabil are karma personală, karma de neam, deci le are pe amândouă. Ce vârstă are legătură? Ce legătură are vârsta astrală cu autismul? Păi, foarte simplu, vârsta astrală îți poate da relații despre un spirit care poate să evolueze, pentru că el are o vârstă astrală peste 4,5 miliarde de ani, să zicem, mai mare de 4,5 miliarde de ani, atunci el a mai fost sigur întrupat un om, asta pot să vă spun sigur, și atunci șansele ca el să fie, devine un om normal, cresc cu vârsta astrală. Deci cu cât e vârsta astrală mai mare, cu atât șansele ca un autist să-și revină la normal sunt mai mari. Evident, dacă terapia se începe la fragedă vârstă, adică îți dai seama că e în urmă la 2-3 ani, iar de șansele să devină un om normal. Dacă mi-l aduce la 16 ani, ce să-i mai fac? Am vorbit despre copilul ăla, am vorbit despre vârsta asta. Copiii de cristal pot fi diagnosticați ca autiști? Da. De multe ori copiii de cristal, copiii veniți din cerul mare, sau chiar copii veniți de pe alte planete, deci extraterestri cum ar fi, s-ar zice, pot să fie diagnosticați ca autiști. De ce? Ăștia nu prea vor să vorbească. Ei comunică foarte mult mental. Și neavând pe cineva cu care să comunice mental, ei nu învață. Pentru că, efectiv, se lovesc de propria lor evoluție spirituală. Dar, copiii de cristal, deosebirea între ei au un DH mai mare de 8,1. Și au, mă rog, în cazul, mai sunt copiii de, copiii indigo, care să zicem, sunt pește 7 și ceva, da? Și ăștia pot să fie diagnosticați greșit. Oricum, în medicină și în psihiatrie e așa de varză încât și un om normal poate să fie diagnosticat ca probleme psihice. Ca având probleme psihice. Deci, ăștia comunică mental. Dacă dau peste un mentor care să-i ajute din punct de vedere mental, îi ajută să manifeste în exterior. Și problema la ei este ei, având de așa ăsta, automat au SN-ul mare. Deci au inteligență emoțională. Și dacă știi să lucrezi cu ei, la ei funcționează foarte mult feedback-ul. Deci, dacă îi vorbesc tot timpul, dacă îl las la televizor, la toate tipurile de emisiuni, dacă, ei automat încep să facă schimbul ăsta de informații și încep să vorbească. Dacă sunt ținuți și închiși, evident, și printre alți idioți și alți copii autiști, evident că nu au nicio șansă să se dezvolte. Da? Deci ăștia se pot dezvolta foarte ușor. Cu o singură amendament. Noi nu avem oameni pregătiți pentru copiii cristal indigo care sunt etichetați ca autiști și nici pentru copiii cu vârsta astrală mare care sunt cu adevărat autiști. Nu avem. Pentru că, mă rog, le știu cele poate că cunoaște pe care avem. Deci, vorbeam despre inteligența, era întrebare cum e inteligența emoțională la autiști. Inteligența emoțională la autiști este mică. Deci, SN-ul e mic la autiști. La pseudo-autiști e normal. Și la copiii de cristal și indigo. Deci, doar la autiștii veritabili, inteligența emoțională este mică. Mi s-a spus, bun, dar el face calcule matematice. Poate să facă și mama calculele matematice. Că și dracu poate să facă calcule matematice. Nu are nicio legătură asta cu inteligența de mod emoțional și cu Dumnezeu. Lipsa sufletului duce clar la lipsa manifestărilor emoționale. Iubire, supărare, etc. Deci ei sunt plați așa. Au o aplatizare afectivă. Modalități de terapie. Păi modalitățile de terapie sunt multiple. Și o să le punem în ordine. Și avem 1. Prin ortodoxie. Avem toate tipurile de plăți karmice. Deci modalități de plată karmică. Care sunt pomeni,
Da? Rugăciune. Post negru. Deci făcute de părinți, făcute de preoți, făcute de călugări, făcute de duhovnici și familie, da? Pelerinaje. Da? Ce mai pot? Masturi. Dezlegări. Mă rog. Aghiazmă. Mir. Adică. Mirvici. Băut aghiazmă, toate astea. Deci astea sunt prin ortodoxie. Evident că mai sunt. Nu le spun cu toate, dar există modalități de terapie și prin ortodoxie. Din păcate, copiii, părinții care au copii autiști, merg foarte mult prin doctori, după aia merg doar prin preoți. Și au o limită, și preoții, că nu se pricep. Nu știu. După aia, prin Reiki. Avem terapia de grup. De ce? Pentru că în timpul terapiei de grup, mai mulți maestri care pun mâinile pe copiluțul ăsta, automat încep să rezolve din karma de neam, automat încep să îl ajute, să-l susțină emoțional și energetic. 2. Inițiere. De ce? Pentru că în inițiere, automat îi se dau ghizi, îi se dau îngeri păzitori, automat se produce un transfer de substanță între maestru și el, deci automat se schimbă ce? Structura de la nivel de sine. Pentru că suflul dragonului se duce la nivel de sine. 3. Terapie de grup. Inițiere. Cam asta e. E Reiki. Da? Info energetică. Avem optimizare, se poate face. Nu o să mă apuc să explic ce înseamnă asta. Și doi, autiștii veritabili au EBF mic, poate să fie negativ. Deci minus. Deci EBF-ul este mic. Nu mai mic decât 81. Mic în sensul că până în 20-30. Asta înseamnă că raportul bine-rău în el este foarte mare în favoarea răului. Și mai este schimbarea de înger. Adică, un autist veritabil are un înger slab. De ce? Pentru că nu are voie. El este în conflict cu Dumnezeu de cele mai multe ori. Sau să zicem mai exact, Dumnezeu l-a părăsit. Și atunci are nevoie de un înger mai puternic. Deci, chakrele superioare la autiști sunt blocate, chakrele astea sunt blocate, timusul este blocat la un autist veritabil. Bun. Cam asta este despre autism. Eu, ce să zic? Nu pot să zic că îi fericesc pe părinții care au un copil de genul ăsta, dar dacă aveți înțelepciunea să-i ajutați încă de când sunt mici, puteți să-i faceți oameni și oameni care se descurce singuri și fără voi și care să fie integrați societății. Trebuie un pic de muncă și un pic de străduință. Trebuie să vă zbateți un pic. Dar dacă va veni un copil de genul ăsta, nu va veni degeaba și care este ca să vă ajute și pe voi, părinții lui. Bun. Mulțumesc. Să vă fie de folos. O seară bună.